ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun, mai dinainte, așa cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții, amin, putem reocupa locurile. Frați și surori, fratele Nuțu spunea că dorește să fie un studiu pe faptele firii pământești și am citit pasajul acesta unde Apostolul Pavel aduce în opoziție ceea ce înseamnă să trăim după îndemnurile Duhului și ceea ce înseamnă să trăim după îndemnurile firii pământești. Tot Apostolul Pavel este acela care în Romani, în capitolul 8, când vorbește despre îndemnurile Duhului, spune că cine urmează îndemnurile Duhului va avea viață. Dar cine se lasă îndemnat de îndemnurile firii pământești va găsi moartea. Și atunci când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, spunea Mântuitorul Iisus Hristos despre acele cuvinte care sunt rostite din partea Duhului Sfânt în Ioan, în capitolul 6, cu versetul 63, căci cuvintele pe care eu vi le-am spus sunt Duh și viață. Cuvintele Domnului Iisus Hristos ne aduc viață. De asemenea, când Apostolul Pavel tratează și abordează lucrarea Duhului Sfânt în 2 Corinteni, aici în capitolul 3 cu versetul 6, despre Duhul lui Dumnezeu și despre ceea ce ar însemna legea Vechiului Testament, el vorbea și spunea, care ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Duhul Sfânt este acela care aduce viață. De asemenea, atunci când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, putem vorbi și spune că este o lucrare foarte sensibilă, astfel încât Mântuitorul Iisus Hristos spunea că toate păcatele oamenilor pe care ei le săvârșesc, da, aceste fapte ale firii pământești, se acordă iertare, dar cine hulește împotriva Duhului Sfânt, omul acela nu va mai primi iertare. Și vorbea Domnul Iisus Hristos în contextul în care fariseii și preoții spuneau despre Domnul Iisus Hristos că lucrările pe care El le face, vindecările, minunile, eliberările de duhurile necurate, le face cu ajutorul celui rău. Și în acest context, Domnul Iisus Hristos spune că atunci când atribui lucrarea lui Dumnezeu, dar lucrării diavolului, atunci păcatul acesta nu ți se mai iartă. De asemenea, am văzut tot în Noul Testament, atunci când oamenii au încercat să-L mintă pe Duhul Sfânt, când s-au dus și au vrut așa să se joace puțin cu Dumnezeu, vom vedea în fapte, în capitolul 5, da, cu versetul 3, când Anania și Safira s-au dus la Petru și cumva au vrut să se dea drept alții, să fie și ei apreciați într-un mod mai deosebit de faptul că și-au vândut moșioara și acum
aduc toată suma de bani, adică dau și ei totul pentru Dumnezeu. Dar Petru le-a spus, cu atât ați vândut moșioara, cu câți bani voi mi-ați adus mie? Și ei au spus, cu atât. Și atunci Petru i-a spus, de ce ați mințit pe Duhul Sfânt? Voi nu mințiți pe un om, ci voi îl mințiți pe Dumnezeu. Și atunci oamenii aceștia, atât soțul cât și soția, vor cădea acolo și vor muri pentru că s-au dat drept alții. Da? Și Petru le-a explicat, dacă nu vindeați acea moșioară, nu era nicio problemă, era a voastră. Dar dacă ați fi vândut-o, cu banii respectivi puteați să faceți ce vreți voi. Nu era nici... Dar de ce voi v-ați gândit să-L mințiți pe Duhul lui Dumnezeu? De aceea lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare foarte sensibilă și de asemenea când vorbim tot despre lucrarea Duhului Sfânt, vorbim despre împotrivire. Există un duh de împotrivire când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt și aici spunea Ștefan în Faptele Apostolilor în capitolul 7 cu versetul 51, oameni tari la cerebice ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Și există și partea aceasta a împotrivirii față de lucrarea Duhului Sfânt, da? Față de vedenii, față de prorocii, poate uneori față de vindecări. Există partea aceasta de împotrivire, de a ne împietri inimile. Dar aș vrea să vedem faptul că trăirea după îndemnurile Duhului Sfânt, așa cum am spus și la început, ne oferă viață. Un om care trăiește după îndemnurile Duhului Sfânt, omul acesta beneficiază de viață atât pe pământul acesta, dar mai mult decât atât, el va beneficia de viață veșnică împreună cu sfinții. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 8, începând cu versetul 5, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Cine umblă după lucrurile Duhului și se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, omul acesta are parte de viață și de pace. Și ar vrea să ne aducem aminte de David atunci când îl cruță pe Saul în 1 Samuel, în capitolul 24, acolo cu versetul 10, când oamenii lui David îi spuneau să îl ucidă, să-l omoare, David le-a spus, omul acesta este unsul lui Dumnezeu și tot timpul David îl trata pe Saul ca fiind unsul lui Dumnezeu, ca fiind un om ales de Dumnezeu, ca fiind un om important. Deși pentru majoritatea oamenilor, da, Saul era vrăjmașul lui David și a celorlalți cu care David se însoțea. Dar David întotdeauna îl trata cu un respect deosebit pe Saul și spunea, el este unsul lui Dumnezeu. La fel trebuie să-i tratăm și noi pe oameni. Uneori se aduc cuvinte de ocară asupra slujitorilor, asupra păstorilor și ne permitem să vorbim așa cu ușurătate, așa cum a făcut Aron și cu Maria, nu? A vorbit cu ușurătate față de fratele lor. Și prin noi vorbește Domnul, numai prin Moise vorbește Domnul, da? Dar la fel au făcut și ceilalți care s-au răzvrătit împotriva lui Moise și categoric Dumnezeu se folosea și de ei. Dar atunci când vorbim împotriva lor, la Dumnezeu nu îi place lucrul acesta, ci Dumnezeu dorește și ne cheamă ca să avem un respect aparte față de cei pe care Dumnezeu i-a pus într-o slujbă sau în alta. Și vedem cum David îl tratează cu un mare respect pe Saul și spune nimeni nu poate să îl ucidă pe Saul, dar numai Dumnezeu dacă îl va lăsa ca să fie
ucis de vrăjmaș sau într-o altă împrejurare, dar noi nu ne putem atinge de El. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care întotdeauna ne îndeamnă la viață și nu la moarte. Dacă ne aducem aminte de ucenicii Domnului Iisus Hristos, când samaritenii nu l-au primit pe Domnul Iisus, ei au spus, aducându-și aminte de ceea ce a făcut și Ilie, vrei la fel și noi să poruncim să se coboare foc din cer și să inimicească? Și Domnul Iisus le-a spus, voi nu știți de ce duhi sunteți însuflețiți, da? Pentru că Fiul omului n-a venit să piardă sufletele, ci Fiul omului a venit ca să le caute și să le mântuiască. Aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna ne îndeamnă la pocăință. Da? Pentru că este această luptă între a urma îndemnul Duhului și lupta în a urma îndemnul firii pământești. Și chiar acum le spuneam la cineva, decizia și ceea ce vei lua în continuare este un îndemn al Duhului sau un îndemn al firii pământești? Și el mi-a spus, nu este un îndemn al Duhului, da? Pentru că ne este foarte ușor ca să facem și noi acest discernământ și când avem de luat o decizie să ne gândim, este un îndemn al Duhului sau este un îndemn al firii pământești? Și îndemnul Duhului întotdeauna ne îndeamnă la pocăință și în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, nu, de fapt, Apocalipsa, capitolul 2 și 3, când Domnul Iisus Hristos vorbește bisericilor, are cuvinte de a-i chema pe acele biserici la pocăință. Astfel înțelegem că atunci când Duhul lui Dumnezeu ne vorbește, Duhul lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Și noi trebuie să ne bucurăm când Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Uneori poate ne întristăm și zicem, ne-a mustrat fratele, ne-a mustrat prorocia, ne-a mustrat vedenia, ne-a mustrat poezia, ne-a mustrat cântarea, dar dacă suntem niște oameni care ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, atunci Duhul nostru se va bucura, pentru că Domnul Iisus Hristos întotdeauna ne cheamă la pocăință. Chiar dacă avem multe lucruri bune, chiar dacă avem multe fapte bune, chiar dacă din punctul nostru de vedere ne rugăm mult, citim mult din Biblie, postim mult, facem multe fapte bune, nu știu, face multe lucruri bune, dar s-ar putea ca în anumite situații din viața noastră să avem nevoie de pocăință. Și la prima biserică, la biserica din Efes, la care Domnul Iisus Hristos i-a vorbit, i-a spus că are multe lucruri bune, dar totuși are ceva. Și spune aici în versetul 4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este raiul lui Dumnezeu. Chiar dacă ai lucruri bune în viața ta, atunci când Dumnezeu îți vorbește și îți spune în partea aceasta trebuie să te pocăiești, să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu și să ne pocăim, să ne îndreptăm. Un alt lucru pe care l-am văzut, un om care trăiește după îndemnurile Duhului Sfânt, e faptul că omul acesta se luptă în rugăciune pentru cei păcătoși, pentru cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și în Genesa, în capitolul 18, de la versetul 22, îl vedem pe Avram care mijlocește pentru Sodoma și pentru Gomora. Și Avram, când se roagă înaintea lui Dumnezeu, spune, dacă vor fi acolo 50 de oameni buni, noi așa începe cu 50 de oameni buni,
Oare să nimicești tu atât pe omul neprionit, cât și pe omul nelegiuit? Nu vei ierta tu locul acela pentru cei 50 de oameni neprioniți și Dumnezeu spune, voi ierta locul acela. Dar mă gândesc aici la faptul că Avram a avut o inimă deosebită pentru oamenii care, nu pentru cei neprihăniți, și știți de ce? Pentru că cei neprihăniți, Dumnezeu îi scapă din necaz, așa cum spune Petru, că Lot a scăpat, Noe a scăpat atunci când a venit în nimicirea peste oamenii care făceau rău. Ci Avraam i-a avut în vedere ca Dumnezeu să mai dăruiască îndurare la cei care erau păcătoși. De aceea, un om care se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, omul acesta are o inimă aleasă pentru cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. De asemenea, vom vedea lucrul acesta și la Moise, în Exod, în capitolul 32, aici cu versetul 30 la 35, când poporul și-a făcut acel vițel și Dumnezeu hotărăște ca să-i nimicească pe toți. Și a spus, dar pe tine am să te fac un neam mare. Aici Moise intră în mijlocire înaintea lui Dumnezeu și spune că ați făcut un păcat foarte mare, am să mă sui acum la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Și Moise s-a întors la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Și acum Domnul îi vorbește lui Moise. Și Moise stă 40 de zile și 40 de nopți din nou înaintea și în prezența lui Dumnezeu ca să ceară milă și ca să ceară îndurare pentru oamenii care s-au abătut de la voia lui Dumnezeu. De asemenea, despre Domnul Iisus Hristos în Isaia 53 cu 12 ne spune că El s-a rugat pentru cei vinovați, ca oamenii să se întoarcă la pocăință, avem de făcut și noi ceva, de nerugat și de postit pentru ei. Ieri când am fost la Leșul, la o zi de jertfă, așa îi spune, de la 10 la 3, un frate din St. George a venit și ne-a spus că cum s-au pocăit oamenii în St. George's Bay, și știm că în St. George's Bay acum numără peste 3.000 de frați, da, împreună cu copilași. Și prima dată s-au întors după al doilea, după primul război mondial și nu au fost așa de mulți. După al doilea război mondial au început și s-au pocăit mai mulți, văzând felul în care Dumnezeu i-a ocrotit și i-a protejat în război. Dar până în anul 68 spunea că frații posteau și se rugau și veneau oameni la pocăință, dar nu au venit așa de mulți. Și în anul 68 ei și-au propus ca să stea 10 zile în jertfă ca Dumnezeu să lucreze și să aducă oameni la pocăință. Și a spus fratele că în anul următor 80 de suflete din lume care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu au venit la pocăință. Pentru că atunci când oamenii lui Dumnezeu se apropie de Domnul, prin post, prin rugăciune, prin sfințirea vieții, atunci Dumnezeu lucrează și aduce și pe alți oameni la pocăință. În alt sat pe care mi-aduc aminte acum, el l-am întrebat pe fratele cum s-au pocăit oamenii și cum au venit ei la pocăință. Și mi-au spus, în ziua în care era târg la noi în sat sau în apropiere acolo, toți frații și toate surorile eram în zi de jertfă
Și noi acolo în la târg mergeam și vorbeam cu oamenii despre Dumnezeu și le împărțeam câte o Biblie. Atunci erau mai puține, în funcție de cum aveam noi. Și în felul acesta Dumnezeu a făcut o mare trezire. Dacă vrem ca oamenii să vină la pocăință, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie să plătim și noi prețul postului, a rugăciunii și a sfințirii vieții, să ne doară, să simțim pentru ei, așa cum spunea Apostolul Pavel, că am o durere necurmată în inima mea, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești, încât aproape să doresc să fiu eu însumi anatema. De asemenea, suntem chemați să ne rugăm pentru frații în credință. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna ne îndeamnă ca să ne rugăm pentru frații noștri în credință și aș vrea să citesc din Efeseni, unde Apostolul Pavel spunea lucrul acesta, că trebuie să facem prin Duhul tot felul de rugăciuni. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Să facem prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și să vegem la aceasta cu toată stăruința și cu toată rugăciunea pentru toți sfinții. Frații și surorile noastre au nevoie de rugăciunile noastre ca Dumnezeu să le dea îndrăsneală, să vestească Evanghelia. Dumnezeu să le dea îndrăsneală să se roage pentru cei bolnavi. Da? Pentru cei care au anumite situații grele de depresie sau alte boli trupești, frații noștri au nevoie ca noi să-i ajutăm în rugăciune. Vasele de lucru au nevoie de rugăciunile noastre, nu-i așa? Ca să primească îndrăzneală, ca să primească putere de a face față tuturor duhurilor de împotrivire. De aceea suntem chemați să ne rugăm pentru ei și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne îndeamnă la unitate. Tot în Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 3, spunea Apostolul Pavel: și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Să căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Avem perspective diferite și uneori asupra Scripturii, uneori asupra slujbelor, asupra trăirii. Avem atâtea, suntem așa de diferiți, noi așa, suntem așa de diferiți. Și Apostolul ne îndeamnă și ne spune ca să căutăm, să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat și a spus: mă rog, nu doar pentru ucenici, ci mă rog și pentru cei care vor crede în mine, da, prin cuvântul pe care ei îl vor propovădui, ca ei să fie una, cum eu cu tine, da, adică cu Dumnezeu, suntem una. Dumnezeu ne cheamă la o unitate desăvârșită. Și ne recunoaștem că avem așa de mult de lucrat pe partea aceasta, la legătura frățească. Se spune aici despre legătura frățească, da? De a sta la o masă, da, poate nu prea avem foarte multă legătură frățească. Legătura noastră frățească este doar la biserică, 3 ore, dar primii creștini petreceau foarte mult timp împreună. Domnul nostru Iisus Hristos cu ucenicii era tot timpul cu ei. De asemenea, apostolii,
când veneau credincioșii, ne spunea că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Ei petreceau foarte mult timp împreună. Și noi trebuie ca să stăruim în ceea ce spuneau apostolii și în ceea ce ei de fapt stăruiau la început, dar în legătura frățească. Un alt lucru pe care aș vrea să îl vedem, umblarea după lucrurile Duhului, sub aspectul acesta, călăuzirea Duhului Sfânt, un om care se lasă mânat de Duhul lui Dumnezeu, și aș vrea să-l vedem pe Apostolul Pavel, și am mai citit în locul acesta despre el, din Fapte, din capitolul 20 cu versetul 22, unde spunea: și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim. Apostolul Pavel a fost omul care s-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Fără să știe uneori ce l-așteaptă, el, Duhul lui Dumnezeu mă înștiințează, îmi spune, dar nu am o certitudine 100%. Apostolul Pavel a fost omul care a trăit prin credință și deși pentru el, nouă oamenilor, nu ne place prigoana, nouă ne place să avem o stare bună financiară, nouă ne place să fim sănătoși, nouă ne place după ce predicăm să fim apreciați, da? Asta ne place nouă, după ce cântăm iarăși, după ce avem o vedenie sau iarăși ce minunat a lucrat Domnul, a împlinit Domnul, asta ne place nouă, asta. Dar Apostolul Pavel a spus, ceea ce pe mine mă așteaptă și ceea ce Duhul lui Dumnezeu îmi spune că mă așteaptă lanțuri, mă așteaptă împotrivire din partea fraților, da? Din partea sfinților care sunt în Ierusalim, dar împins de Duhul eu mă las călăuzit de El. De aceea Dumnezeu să ne ajute și pe noi ca să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și toate deciziile și toate hotărârile din viața noastră să le luăm împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Să nu facem niciodată nimic din mintea noastră, din firea noastră, din felul nostru rațional de a lua anumite decizii. Și aș vrea să citesc în sensul acesta din Isaia, din capitolul 30 cu versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune că este păcat atunci când noi luăm decizii și hotărâri care nu vin din Duhul lui Dumnezeu. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți, care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Și acum spune Dumnezeu ce făceau ei. Ei se coboară în Egipt fără să mă întrebe ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Nu-i așa? Am auzit și noi când a început conflictul acesta în Ucraina. Foarte mulți mă duc în Germania, în America, da? Dar ar trebui să stăm la sfat cu Dumnezeu, să vedem ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună, ceea ce vrea Dumnezeu să ne călăuzească, care este mesajul lui Dumnezeu cu privire la deciziile pe care noi trebuie să le luăm pe acest pământ și Dumnezeu să ne călăuzească și în lucrurile acestea mici, de a ști să ne alegem un loc de muncă, să facem o școală sau, nu știu, alte lucruri mici, care uneori nouă ni se par, să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Mă gândesc să mă opresc aici pentru că am să las pe fratele Alex să împărtășească cuvântul cu privire la faptele firii pământești pe care el i-a pregătit,
Dar ce îmi doresc pentru noi este să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt și să se vadă în viața noastră o creștere spirituală. Asta mă gândesc la biserici, da, la acești copilași, la fiecare dintre noi, să se vadă creșterea spirituală. Pentru că dacă trece un an, trec 2, 4, 5, 6 și starea noastră spirituală este tot la fel, ceva nu-i în regulă, să știți. La o biserică mă gândesc eu. Dacă trec 10 ani de zile și nu se mișcă nimica, nu mai vine niciun om la pocăință, trebuie să ne ridicăm semne de întrebare, care este relația noastră cu Dumnezeu? Că undeva greșim, fie că recunoaștem, fie că nu, undeva greșim. Noi ca și creștini, noi ca și oameni, dacă nu mai avem impact în această societate, undeva greșim. Și de aceea trebuie să ne analizăm, să ne cercetăm și Dumnezeu să ne ridice ca să lucreze prin viețile noastre și oamenii să vină la pocăință și Domnul să lucreze. Amin.